Dragi prieteni, moartea lui Petrică Cercel a adus foarte mare durere în rândul colegilor de breaslă. Aceștia s-au adunat cu toții împreună, printre care se numără și Niculina Stoican, unde au repetat și au cântat foarte multe cântece lângă trupul neînsuflețit al lui Petrică Cercel. Cel mai mare regret al artistului a fost spus de către un coleg de la ansamblu, care a povestit că cel mai mare regret în lumea aceasta este acela că nu are un copil. Acesta a mai povestit faptul că în permanență vorbea despre faptul că trebuie să își prețuiască familiile și să se bucure de copii. Mereu le dădea sfaturi colegilor și îi învăța de bine. A avut foarte mari regrete deoarece nu avea o familie și împreună cu fosta soție alături de care au fost împreună 16 ani s-a despărțit în urmă cu 9 ani. Ceea este foarte bine să ne apreciem familiile, copiii, cu toate că sunt crescuți cu foarte mari greutăți și cu foarte mari sacrificii, la final știi că ai făcut ceva bun pentru această lume. Așa ne învăța și regretatul artist Petrică Mâțu Stoian, care a făcut